Prin harul Domnului, de două ori am fost în Scoția și acum, cu ocazia Zoom-ului ăstuia, mai de multe ori văd că Dumnezeu m-a sprijinit, frații m-au solicitat, Domnul mi-a pus râvnă pentru ei. Slăvit să fie Domnul! Așa că am putut să fiu prezent cu dumneavoastră. Prima dată, poate nu m-ați auzit, asta a fost în 5 august 1998, după cum îmi arată cărțuliile mele, că eu scriu în fiecare zi unde sosesc, ce fac și așa mai departe. În anul ăla, 1998, în 5 august, am sosit forțat în Scoția și aici puteți vedea cum am sosit. Vedeți bine? Se vede? Da, se vede, se vede. Așa. Deci avionul companiei Malev, cu care plecam spre Toronto, purtam cu noi bombe. Și în avion eram 200 și ceva de persoane, nu știu chiar exact. Când deodată văd pe suardeze că umblă încoace încolo, speriate prin avion și cu lacrimi pe ochi. Bă, pe ce e asta că suardezele sunt instruite, orice se întâmplă, ele să nu plângă, să nu bage ele panică în oameni. Și ele se încurajează pe oameni. Am avut ocazia când chiar odată să coborâm în Londra cu un avion supraetajat foarte mare, nici cum nu ne-o lăsa vântul. Așa ne purta ca pe o hârtie. Odată eram cu capul în sus, odată cu coda în sus, odată într-o dungă, odată în aia la altă dungă. Numai că dibăcia dată de Dumnezeu pilotului îl ținea oarecum în linia de plutire de n-a apucat să-l învârtă aerul, că atunci dădea cu noi de pământ, eram gata. Atunci au fost mulți oameni. Avionul supraetajat. În fine, și atunci suardezele s-au trântit pe spate între scaune și cu picioarele și cu mâinile s-au apucat de picioarele scaunilor și se țineau acolo, că le-au apucat pe neașteptate, vrând să treacă din la Carlingă, dincolo la bucătărie, vreo două din ele. Celelalte s-au așezat pe scaune și s-au prins. Dar tot n-au plâns. Acum erau cu lacrimi în ochi. Nevasta mea era mai la margine, am aruncat mâna peste nevastă și am prins-o pe una care a trecut în apropiere de umăr.
Apoi m-am ridicat și am trecut peste picioarele nevestei, lângă ea, și am început să vedem ce se întâmplă. Pe ultimul scaun în spate era fratele Candale Octavian cu nevasta. Ăla știe bine engleză. Strigă la mine, ce faci? Nu-i voie, ce faci? Hai mă încoace să vezi ce spune asta, că purtăm cu noi bombe. Și vine, îi spune, am primit un telefon, dar credem că e o glumă, că n-a spus de unde și cine, numai că purtăm bombe. Atunci mi s-a deslușit bine în minte spusele Duhului Sfânt. Prima dată în Suceava, printr-o fetiță de vreo 11-12 ani cât o fi avut. Bărbatule, satana-i mânios tare pe tine și vrea ca să te facă să mori pe drum, să n-ajungi acasă. Dacă nu te rogi mult. Am vorbit odată aici pe Zoom că omul e obișnuit să pună vina pe două persoane, dar de multe ori el e vinovat. Dacă se întâmplă să piară cineva într-un accident, unii spun diavolul ăsta, majoritatea spun așa vrut Domnul, dar de cele mai multe ori nici diavolul nu e așa vinovat, nici Domnul nu poartă vina asta. O purtăm noi, pentru că noi suntem într-o relație sfântă cu Tatăl, cu Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne anunță și noi trebuie să fim atenți la anunțuri. De exemplu, a fost anunț atunci cu vreo două săptămâni de rugăciune și așa, că Domnul vrea ca să facă vindecări la distanță. Și mulți au așteptat că ce va fi, cum va fi. Eu am văzut ce a fost. În timpul ăsta, mai multe persoane de la distanțe mari, când ne-am rugat pentru ele, Dumnezeu le-a vindecat. Și așa seara am auzit că a fost, dar eu nu am mai auzit că am fost închis. Slăvit să fie Domnul! Acum, porunca era să te rogi mult. Din Arizona am dat telefon noră de-a mea, Lydia, nevasta lui Daniel, băiatul cel mai mare. Ticule, am fost la rugăciune și o ieșit printr-un frate o lucrare că să mă rog mult, o zis să te rogi mult pentru socrii tăi, că satana vrea să le curme viața pe drum. Era aceeași lucrare cu aia altă. Avem și eu în mine presimțirea și cum se întâmplă la așa ceva. Când am ajuns lângă Budapesta la Hotarișag, Bogotan Iouji, la despărțire, spune, frate Hoza, n-a avut un vedenie și fost așa la o ladă galbenă, o taină. Tu trebuie să descopere taina, dacă nu, n-ajunge la Canada acasă. Ai, Doamne, păi dacă e taină, cum să o descoperi? Mă rog, mai multe.
ca să scurtez cu asta, ajungem la avion. La avion vedem nereguli mari, dar nu avem ce face noi. Plecăm cu multă întârziere de pe aeroport și străbatem Europa așa după cum o vedeți aici. Vedeți linia aia neagră de la Budapesta până peste ocean și înapoi la Prestwich, Scoția. Se vede bine? Da, da, se vede, se vede. Așa. Așa că când suntem peste ocean acolo, undeva, se întâmplă suardezele ăsta. Și mie îmi dă Domnul minte, asta e lucrarea. Asta e taina. Și mă scol doar și îi spun și Candale era cei, el translatează bine, când gat suardeza, dar ce trebuie să fac ca, să facem ca să scăpăm? Duhul Sfânt a zis să ne rugăm mult, să ne rugăm cu credință. Gat de a-i explica, iar întreabă, îi spun încă o dată. După aceea, hai la capitanul. Mergem la capitanul, prima suardeză stătea cu mâna pe mânerul de la carlingă. Nu, nu puteți să intrați la el, ăsta are prea multe pe capul lui acum. Spuneți-mi mie. Și repet, când gat, iar întreabă, iar de la început, apoi ea intră și îi spune la capitanul. Pe ecranele sus, avionul se întoarce. Dar unde vreți să mergem? La Londra. Mă, păi până la Londra suntem cenușei. Oriunde jos. Sosim peste Irlanda, la Dublin, la asta nu vrea să ne primească nimeni. Noi nu suntem echipați să primim așa ceva. Și ne împinge spre insula de gheață, pe ocean sus. Capitanul de acolo, SOS, 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 semnalele de ăsta. La un moment dat strigă, oameni buni, rugați-vă, dacă totul decurge bine în 20-25 de minute, am uitat acum, aici le-am scris, dar acum nu mă apuc să le citesc pe toate, că scrisă, cu deamănuntul. Atindem solul, am căpătat accept în regiunea Glasgow, orașul Prestwich, și și-a îndreptat avionul de la 35 de mii fiți înălțime, ca pe o ghiulea printre păturile de nori, cu avioanele ambalate la motoarele ambalate la maxim și apoi greutatea 200 și ce știu eu de oameni, după aceea mâncare, apă la veceau, apă de beut, bagajele, că atunci nu era ca acum să merg cu 23 de kilograme în bagaj. Atunci aveai drept la 70, apoi alții și 100 și mai mult. Toată greutatea asta, ajutată și de forța motoarelor, așa încoborât, cum spun, ca un gloante printre păturile de nor și am atins jos pista. Pista începe din ocean, departe din ocean și merg prin spatele aeroportului, în câmp undeva, unde aveau ei să primească așa ceva. Și acolo
când am sosit noi, după cum vedeți aici, tot felul de mașini, toată armata, toate poliție și pompieri și armurieri și așa numit salvarea în lume. Mulți din ăștia acolo, medici, toți erau acolo. Și când am sosit, au deschis ușile la avion și mașini mai mari și alea supraetajate ne-au luat pe toți și ne-au dus la aeroport într-un colț acolo. Am stat acolo puțin și au venit polițai, tot câte doi, cu câte un coș mare de nuiele, cum avem când culegem cucuruzul, pline cu celulare din astea, plin. Fiecare să luați un celular și să telefonați acasă, să spuneți că sunteți în afara oricărei pelicoli, fiindcă radioul și televiziunea și astea au urlat în toată lumea să știe că a sosit bine. Ne-au ținut acolo mai mult timp. No, interogări, cum să face la așa ceva, de unde, cum, toată lumea era mirată, cum adică mai vorbește Duhul Sfânt, mai vorbește Dumnezeu cu oamenii? Vorbește. Și după aceea ne-au dus 200 de maile la un hotel mare pe care l-au evacuat complet, o umplut de mâncare acolo în hol, dar ce să mai mânci, că era 1-2 noaptea, și ne-au cazat acolo. Dimineața ne-am sculat și numai la 12 ziua aia au venit după noi. Ne-au dus la avion. Și mergând către avion, Candale întreabă iară pe soardeza aia. Dar el o translata, dar el știa bine tot, dar întreabă, dar o fost sau nu m-a fost așa? Aia zice, da, am purtat cu noi 3 bombe în toladă galbenă. Atunci s-o liniștit că el știa de lada galbenă. Și o crezut. Pentru ei care știe engleză, aici jos, sub avion, e pus în engleză curat tot cum s-a întâmplat. Dar minune că ziarele au fost plini peste tot, dar de pe la aeroport toate le-au cules poliția și au venit numai cu fațada asta de ziar. Și din aia am apucat să iau și eu una de pe mâna unui polițai pe care am scris-o în cuvânt de învățătură pe care îl scriem. E o revistă care a funcționat aproape 13 ani în toată lumea. Și în felul ăsta am ajuns cu pace acasă. Acum, v-am spus, prima dată atunci am fost în Scoția. Apoi, a doua oară am fost în Scoția în 14 februarie și în 15 februarie. Am fost la Perth și în Hull, de am slujit Domnul între frați. După aceea am fost vineri, în 8 mai, în 15 mai, în 22 mai și azi în 28 mai.
dar acum nu am fost direct cu trup acolo, ci doar prin conferința aceasta binecuvântată, glorie Domnului. Vreau să citesc acum Psalmul 11, care sigur că nu o să predică, nu. Pentru prima dată eram cu fratele Gaja Ioan de la Crișeni și cu Ionuț Dobreanu din Hunedoara la o evangelizare în Turda. Dar Ondraș conducea programul și ne-a citit Psalmul ăsta 11 și zice, frață, ne vor predica din Psalmul ăsta. Dobreanu zice, eu n-am ce predica de aici, dar el a spus o poezie faină și s-a descurcat altfel. Fratele Gaja a notat un pic așa, dar nu prea i s-a dat. Dar harul lui Dumnezeu a coborât, ne-a deschis mintea, ne-a formulat fraze în gând și a fost o evangelizare bună. Glorie Domnului! Acum am mai vorbit cândva de aici, dar cu ocazia că v-am prezentat și întâmplarea asta, vreau să îl citim din nou, Psalmul 11, și să ne ocupăm un pic de el, sigur că în limita timpului care ne-a mai rămas. Că văd că e 4 fără un sfert la noi și la 4 ori 3 să găt. Psalmul 11, un psalm al lui David. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi încordează arcul și potrivesc săjata pe coardă, să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. Așa. Și când se rup temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul și are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cei neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Ferice de peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui, glorie Domnului. Și în cazul ăsta ați putut să vedeți cu prisosință că Domnul-i drept, că El privește peste cei neprihăniți și că El ocrotește. Mărească-i să numele, frați sfinți, frați binecuvântați, frați socotiți neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus, că nu avem noi merite, dar Iisus Hristos merită. Și în meriturile Lui suntem și noi înfiați și devenim moștenitori împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Dar ce ar putea să facă cel neprihănit când îi se rupe temeliile? Cum a fost cazul ăsta, ce puteai să faci? Singurul lucru
care m-a scos din încurcătură a fost să mă încred și să anunț ce a vorbit Dumnezeu, glorie Lui. Și fiindcă am anunțat ce a vorbit Dumnezeu, toți oamenii ăia, atei, când stăteam toți în picioare și strigam cât ne lua gura către Dumnezeu, pe ei îi lua călduri, schimba chipul, odată vânăt, odată galben, odată roșu. Pe mulți îi apuca tremurul, că se vedeau că-s gata de a muri. Și multe din femei, chiar și nevasta mea, măcar că ea era o credincioasă veritabilă, dar a început oarecum să se plângă, Doamne Iisus, apoi să nu mai învăț copiii. Miuță dragă, păi ori acum, ori altădată, noi tot murim. Dar noi suntem fericiți că noi dacă murim merem acasă. Uite, ăștia-i baică, ăștia nu știe unde merg. Să ne rugăm tare! Și ne-am rugat până când am fost salvați. Glorie Domnului Iisus! Ne-aduc acum aminte de Iosif. Citem cândva manualul secolului despre Iosif și întâmplările lui. Cu câtă râvnă s-a dus el să ducă merinde la frați, cu câtă râvnă s-a dus el ca să-și vadă frață și să-și vadă averea, turmele lor. Că nu era numai o turmă, era câteva turme. Ceilalți frați toți erau împărțiți cu grija turmelor. Îi caută și un călător îi spune, nu, aici am auzit vorbind că merg la Dotan. Să duce băiatul după ei. Tată, să avea încredere în el, acum avea vreo 17 ani. Și să duce. Dar ăia când îl vede, și făurește cum să-i surpe temeliile. Iată, vine visătorul de vise. Hai mă să-l omorâm, mă. Să vedem la ce-i folosesc visele lui. Iuda sare cu gura. Bă, de ce să ne facem vinovați așa? Mai bine ui aici, fântâna asta, sacă. Numai când plouă, vine apă în el. Băgăm în fântână, de acolo nu poate ieși. 4-5 metri adâncime, de acolo nu poate ieși. Și apoi o să pteară el acolo. Dar cum să înștiințăm pe tata? Avea o haină făcută, nu fotă, cum purtau ei. Deci. Și aia îi făcea mai tare pe frații lui să-l urască, fiindcă haine așa cum purtăm noi, numai regii mai aveau pe vremea aia. Și atunci să gândesc ei, îi luăm haina de pe el și în pelcuța goală băgăm în fântână, pa muri el acolo. Ei, dar în timp ce ei acum mânca din bucatele aduse de Iosif, stăteau la masă, Ruben probabil s-o dus să vadă de oi undeva, nu era chiar aici prezent. Dar în timpul ăla vine o cărăulă de oameni străini ca să ducă în Egipt produse de vânzare. Și Iuda zice, mă, hai să-l vindem la ăștia.
băiatul e frumos, e robust, că vă dăm bani pe el. Hai să-l vindem. Îl scot din fântână și îl vând. Când vine ăsta, pe unde e băiatul? Nu mai știe. Ăștia taie un ied și învârte haina în sânge și o trimite la Iacob. Vezi, nu-i haina la băiatul tău? Probabil l-o mânca vreo fară. Vedeți? Așa fac oamenii de treabă. Vă aduceți aminte când au fost chestionați în Egipt de către Iacob? Cine sunteți? Ce? Păi noi suntem oameni de treabă. Cât erau ei de treabă. Și cu cine vorbea ei și îi spunea că sunt oameni de treabă? Era tocmai Iosif pe care el l-a vândut. Dar Iosif făcea același lucru când i s-a surpat temeliile, când a fost vândut. El se ducea cu gândul tot la ce i-a vorbit Dumnezeu lui. Și în tot cursul vieții, el s-a axat pe ce i-a vorbit Dumnezeu lui. Așa m-am axat eu, pe ce mi-a vorbit Dumnezeu mie. Dar dacă venim în Faptele Apostolilor să-l vedem pe Pavel, cum a stat el când i s-a surpat temeliile? Să vedeți ce interesant și aici cu Pavel. Uite în 27 din Faptele Apostolilor, plecarea lui Pavel la Roma. Dar să citim mai jos, hai să zicem, de la versetul 15. Corabia a fost luată de el, adică de un vânt, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe lângă partea de jos a unui ostrov numit Claudia și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste Sitra, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să aruncăm în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei cu scopul să o facă mai ușoară. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile, și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncase de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuie să mă fi ascultat și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbii. De ce oare? Un înger al Dumnezeului, al cărui slujitor sunt, eu și a cărui și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, nu trebuie să
tu trebuie să stai înaintea cezarului. Iată cu ce s-a salvat el și cu ce a salvat pe oameni. Ce să faci când ți se surp temeliile? Ce să faci când nu mai ai ce face? Adă-ți aminte de promisiunile Duhului Sfânt. Adă-ți aminte de ce ți-a vorbit Dumnezeu. Adă-ți aminte de Sfânta Carte, deschide-o cu plecăciune înaintea Domnului, cu inima pusă la dispoziția Lui și îți va da un verset cu care tu te vei ține și te vei îmbărbăta și vei ajunge să ieși din nevoi. Ce să faci când nu mai poți face nimic? Când se surpă temeliile ca la Iosif? Crede că nu vei muri. În timpul inundațiilor din 70, mulți oameni în Fodora au crezut gata, perim cu toții. Dar Hozan nu cu spune, nu, că-i scris în Biblie, nu vă mai peri de ape. Așa că apele astea vin și se duc și nu perim. Și nu a perit niciunul în Fodora, au perit în alte părți. Ei, vedeți, aduceți-vă aminte de cuvântul scris și aduceți-vă aminte de Domnul și de cuvintele care Duhul Sfânt le-a vorbit. Atunci când s-a vorbit Duhul Sfânt, ia seama bine, poate nu înțelegi tot, dar scrie, notează și vei fi binecuvântat la vreme grea, că îți vei aduce aminte de spus a Duhului Sfânt. Ce să faci când se surpă temeliile? Iosif, când a văzut că e gata, mă, din fiul omului cel mai bogat, el a ajuns în telcuța goală. Da, ochii lui erau, să vedem unde vrea să mă ducă Domnul. În cartea aia, secolul, adică manualul secolului despre Iosif, scria că unde a poposit într-o noapte, ăștia făcea mâncări de-a lor, dar Iosif a zis către șeful ăla, nu mă las să fac și eu niște plăcinte, cum am învățat eu de la mama mea. S-a apucat și a făcut niște plăcinte și le-a copt și când au mâncat toți, au lăudat plăcintele, dar acolo scrie, nu știu dacă plăcintele mele au fost așa de bune, numai că Dumnezeu a făcut să le vad așa bune ca să mă pună la un loc bun în Egipt și l-a pus la un loc bun în Egipt. Ei, de așa acolo s-au surpat temeliile și a ajuns în pușcărie. Și aici el n-a deznădăjduit. Avea ochii toți ațintiți. Ce-o promis Dumnezeu trebuie să împlinească. Glorie Domnului! Păi nu împlinește într-un an, nu împlinește în doi, dar împlinește. Odată am avut o prorocie prin cineva că două vrem și jumătate și s-a întâmplat așa și așa. Apoi nevastă tot numărat, săptămâni, luni, doi ani, jumătate, nu s-a întâmplat nimic. O trecut vreo 5-6 ani și tare frământată. Vasile, cum e asta? Măi, dacă e o prorocie că vine un năcaz și un rău, nu știu ce, apoi nu durează câteva zile, pe tine. Și acum asta, când e vorba de o binecuvântare, ui că nu mai vedem împlinită. În vorbele noastre intră iar un proroc în casă, un tânăr de pe la Sibiu. Ne plecăm la rugăciune, că așa era atunci, când intrai în casă, întâi era rugăciunea, apoi dădeai mâinile. În fine, strigă Duhul Sfânt, femeie! Eu nu număr vremile cum le numeri tu. Ai răbdare.
și au trecut 10 ani și nu știu câte luni și s-a împlinit prorocia. Slăvit să fie Domnul! E lucru mare să știi să aștepți prorociile. Ce să faci când ți se rup temeliile? Adă-ți aminte de Pavel. Nu mai avea nimic. Corabia era în pericol, ei erau în pericol. 14 zile într-un beznă, într-un întuneric. Nu știu câte zile, nici soare n-o văzut, nici luna, nici stele, numai vântul care îi purta pe mare în toate părțile. Dar nu și-a pierdut nădejdea. Oameni buni, fiți cu inimă, luați și mâncați, că nu mâncase de 14 zile. Ție-ți greu să postești o zi, dar când te pune Dumnezeu la încercare, poți să vezi cât poți tu posti. De uiți că te doare stomacul, că te doare capul, că ce știu ce te doare. Atunci uiți, Doamne fer, dai de o boală, te duci în spital, apoi ăia nu-ți dă de mâncare, ca să fie sângele bun, să poată face cu el ce vor ei, să arate ce boală ai. Și te ține, măi, cum a ținut pe nevasta mea săracă, aproape o săptămână. Nu i-o dat numai sara câte ceva, nimica toată. O slăbdit de nu putea mere singură la veceu. Nu vezi? Când dai de năcasă, vezi cum postești. Dar acum când ți burta dodofană și uite-te, obrăjorii noștri, plini de carne, nu mai seamănă cu pocăiță de cândva. Pocăiță de cândva, ui, așa arătau. Așa erau pocăiță cândva. Sleiți de post, de nopți, de rugăciune și veghe. Năcazuri, peste năcazuri, sărăcie. Acum frigiderele pline, patul cu tot felul de haine scumpe, dormi ca regii. Și acum nu poți posti. Doamne Iisuse, să nu vină vremea să postești forțat. Să vezi că poți. Ăștia n-au mâncat atâta timp, acum Pavel îi sfătuie. Și unde își pune nădejdea? Un înger al Dumnezeului căruia eu îi slujesc, mi s-a arătat și mi-a spus că nu muriți niciunul, măi. Bucurați-vă, mâncați și au mâncat oamenii. Vedeți? Trebuie totdeauna să ai o mare încredere în ce Domnul îți vorbește. Aduceți-vă aminte de exemplu și de Avram. Vedeți, Avram constată că i s-a rupt temeliile la Lot. Și atunci își e armata lui de oameni pedeștri se duce și biruie și aduce înapoi pe toți. Și pe Lot, la care i s-au distrus temeliile și toate. Dar minune, Lot nu-i capabil să-i mulțumească la unchiul său, că l-a crescut de mic, că era copilul lui fratele lui Avram. Lot. După aceea nu-i capabil să-i mulțumească că l-a educat, că sub mâna lui și-a făcut averi. Nu-i capabil să mulțumească acum că l-a salvat de robie și i-a adus înapoi nevasta, copiii pe el. Dar vine împăratul Sodomii. Și ăla e plin de mulțumire, zice lui Avram, numai oamenii lasă-mi, restul e tot.
Avram ridică mâna, jur pe Dumnezeu cel viu că nu iau de la tine nicio curea de încălțăminte. Nu cumva să zici tu, eu l-am îmbogățit pe Avram. Ei, dar pentru asta știi ce îi spune Domnul? Auziți numai capitolul 15 din Genesa. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Glorie Domnului! Dacă nu ai luat nimic pentru binefacerile făcute, dacă nu ți-a trebuit nimic de la nimeni și te-ai bazat pe mine, apoi Avrame, eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Te voi binecuvânta și la binecuvântat de a ajuns numit stâlpul pământului. La un moment dat, oamenii din jur credea că numai pentru Avram ține Dumnezeu lumea. Tot așa sunt oameni conștienți când întâlnește câte un pocăit adevărat. Am văzut persoane care le dădea lacrămile și spune: cu ăștia ca tine mai avem noi noroc, că de nu ne-ar potopi Dumnezeu pe toți, că suntem tare răi. Dar mai vedea o licărire, mai vedea o credință, mai vedea un om cu frică de Dumnezeu, mai vedea un om cu limba în stare de a mângâia, de a vindeca pe cineva. Doamne, ajută-ne, scumpii mei și dragii mei, prin harul lui Dumnezeu vreau să vă spun să fiți tari în credință și plini de încredere. Când Dumnezeu vă vorbește ceva, țineți-vă de ce va vorbi Dumnezeu. Cum a zis fratele ăla, nu perim, că e scris în Biblie că nu mai murim de ape. Apoi, în altă parte, zice Manoah către nevastă sa: vai de mine, am văzut pe Domnul, acum murim. Dar nevastă sa era mai tare ca el. Păi ce să mor, mă? Doar dacă avea gând să ne omoare, nu mai vorbea că vom avea un copil? Nu ne mai dădea instrucțiuni cum să-l creștem? Nu murim, mă, nu murim. L-am tărit. Păi tot așa, adă-ți aminte de promisiunile câte le-a făcut Dumnezeu cu tine și nu te gândi la moarte, că gândindu-te azi la moarte, la insucces, mâine vei zace pe pat și atunci vei zice: vai, că nu mai pot, că nu mai pot dormi, că nu mai pot mânca, vai, că am boala asta secolului, cum îi zice acum. Doamne, iartă-ne că numai tot câte unul și din frați și din surori. Nu mai știu ce să vă fac, nu mai știu, că zicea o soră azi, iau medicamente, una alta, dar nu pot să dorm. Că m-am rugat pentru o altă persoană, rudă de aproape, și ai avea stresul ăsta, cum îi zice, că tot uit. Și m-am rugat pentru ea. Ea o scăpat și acum zice: ziua la rând. Păi dacă te-ai băgat unde nu trebuie, păi după ce te bagi? Când vrei să te rogi pentru cineva, păi întreabă pe Duhul Sfânt, mă, e bine? Ai curaj de la Duhul Sfânt? Îți dă el o îndemnare? Păi dacă e un om demonizat,
ăla a făcut ceva în viața lui de unde diavolul s-a agățat. E destul numai să tot postească și să se tot roage cu lacrimi, că diavolul ți-l agață. Înaintea lui Dumnezeu nu plac oamenii plângăreți. Înaintea lui Dumnezeu plac oamenii veseli, plini de curaj, gata de a-L lăuda în orice vreme. Nu toată ziua, oai, apă ce, tu n-ai pe Domnul, tu ce te vaicări așa? Diavolul prinde prilej și te atacă. Am văzut de la Botoșani acolo sus o fată de vreo 27-29 de ani, am uitat bine. Dar avea ani de zile de când stătea cocoloș în pat, nu vorbea cu nimeni. Și când m-am dus acolo și am început să o chestionez și așa, diavolul nu lăsa să vorbească, vorbea el în locul ei. Apoi s-a adresat la tată-său. După ce ai chemat pe omul ăsta acum, a venit prea târziu, trebuie să-l cheme atunci la început. Dar de ce ai intrat în ea, Mișelule? Că n-o veghea părință. Cum adică? Ce ai făcut tu, fată? Ce păcate? Tot el zice, n-a făcut niciun păcat. Dar de ce ai intrat în ea? Dumnezeu le-a spus la părinți că vrea să le ia diavolul o draslă, dar ei n-au băgat de seamă. Au văzut-o că toată ziua petrece în plâns și în rugăciune, au gândit că de sfântă face așa, dar eu o chinuiem. Și păi de ce ai intrat în ea? De-aia că n-o veghea părință. Zice, și când o dus-o la spital, a fost așa și așa. Păi eu zic că tatăl s-o vorbește drept Mișelul ăsta. Dar el strigă din ea. Acum eu spun adevărul numind că doar eu mă tem de Dumnezeu. Auzi? Diavolul. Luptă din aia cum n-ai văzut. Am văzut un cuscru de amneu la odeile Turze, care au postit și s-a rugat până o nebunit. Și nu și-a revenit cum trebuie niciodată, cu toate tratamentele. Am văzut altul de la Cluj, care a postit necontrolat, o nebunit, și n-a mai putut nimeni să-l repare. Postul trebuie să aibă căpătâi. Postim de exemplu cum avem obicei, nu-i lege. Înaintea cinii Domnului, 2 zile, 3 zile. Postim 2 zile pe săptămână, duminica până pe la amiază. Dar toate astea le postim cu bucurie, toate astea le postim cântând laudele Domnului. Și când treci prin nevoi și necazuri, cântă. Nu aud pe mulți când se roagă, atâta mai plâng, mă, atâta mai plâng. Dar la ce, mă, la ce-ți folosește plânsul ăla? Una, se slăbesc nervii, a doua, Dumnezeu nu se uită la plânsul tău fără rost. Când ai un temei, apoi plânge-ți păcatul, atunci postește pentru aia, dar nu într-una. Când Dumnezeu te ridică și simți că mâna lui acei, poi continuă să mulțumești pentru iertare, nu găta de a mulțumi, de a-L proslăvi, de a-I cânta.
calm, intră-le amintea ta, te ține rob. Ai făcut un păcat când ai avut 12 ani și acum ai 82 de ani și tot talați în cap. Te tot ține rob. Și tu nu mai dai de zis senină. Frați dragi, învățați când se rup temeliile. Uitați-vă la ce vă vorbi Duhul Sfânt. Uitați-vă la ce vorbește Sfântul Cuvânt. Și trăiți într-o atmosferă de bucurie, că noi suntem îmbrăcați, zice în Isaia, nu? Cu mantaua mântuirii, cu hainele bucuriei, mai îmbrăcat ca pe o mire și ca pe o mireasă cu podoabele ei. Apoi s-o găta, mă, cu haina mânjită. Unii predică într-una, orice facem noi e ca o haină mânjită. Nu e așa, mă? Acolo zice, am păcătuit, am făcut așa, am făcut așa. Da, vom suferi noi veșnic sau putem să fim mântuiți? Apoi noi putem fi mântuiți, nu trebuie să suferim veșnic. Și imediat vine și îți spune că el m-a îmbrăcat cu mantaua mântuirii, cu hainele bucuriei. Sunt ca un mire, ca o mireasă. Păi ăia plâng, mă, ăia năcăjiță, ăia tot timpul umblă cu capul în pământ. Când îți sunt păcatul ca Ahab, atunci umblă încet și cu capul în pământ și plângeți păcatul. Dar asta nu înseamnă tot timpul. Trebuie să ai zile în care să-L proslăvești pe Dumnezeu. Doamne, binecuvântă pe toți ascultătorii mei să fie veseli. Cine vrea asta? Să fiți veseli în Domnul. Amin. Amin, amin, frate Hozan. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să menționez că a fost o predică, o învățătură foarte, foarte, foarte practică și m-am bucurat foarte mult că ați ridicat atitudinea asta negativistă a multor predicatori și a multor frați și surori care mereu îmbracă ca și o haină, ori de câte ori se roagă, laudă, orice fac, ca și cum asta l-ar impresiona pe Dumnezeu. A vorbit Dumnezeu exact unde trebuia să vorbească. Domnul să vă binecuvinteze. Să fim bucuroși și să ne încredem în El, cum a spus. Frate Hozan, un alt lucru, să nu vă îngrijorați de timp când vine vorba de învățătură. Da? Deci nu avem un timp limită la învățătură când vine vorba de predică, să știți lucrul ăsta pe viitor. Iar acum, la sfârșit, am vrea, ca de obicei, să ne plecăm pe genunchi și să vă rugați dumneavoastră pentru noi, cei de aici, de pe Zoom, cei de pe Facebook, de asemenea, pentru lucrul ăsta. Dumnezeu să ne dea bucurie, bucuria mântuirii, pace și încredere în El. Și Dumnezeu să lucreze. Ne plecăm pe genunchi și dumneavoastră veți ruga pentru noi. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, aplecați pe slabii noștri genunchi, strigăm înaintea Ta, și venim plini de bucuria mântuirii, plini de bucuria înfrățirii cu atâția frați și surori. Binecuvântat să-ți fie numele! Stau înaintea Ta și Te rog, revarsă din înălțime peste inimi o stare nouă. Tu dai bucuria în inimi, schimbă-le la cei întristați, la cei mâhniți, la cei apăsați, la cei condamnați de păcatele lor. Astăzi eliberează-i, schimbă-le starea și umple-i de bucurie, de har, de mulțumire. Și în felul acesta să ne prezentăm înaintea Ta
ca o știre gata de a-ți da onorul potrivit împăratul Harului și Dumnezeul nostru, mărească-ți să numele. Te rog, atinde-te de cei cu inimile frânte, de cei cu inimile apăsate, de cei a căror liniște a fugit de la ei, astăzi să fie readuși într-o stare de har, de bucurie, de pace, de mulțumire, gata de a-ți proslăvi numele. Doamne, îndură-te și ascultă-ne din ceruri. Îndură-te de mamele întristate lângă copii bolnavi. Dă-le și lor bucurie, ca și la nora mea, Dana, cu copilul Noa. Doamne, umple-i inima de bucurie și în întristările astea și în nevoile astea mari. Îndură-te apoi de părinți, de copii, de bătrâni. Îndură-te de frață care lucră în lucrarea sfântă, în predicare, în cântare, în spunerea de poezii sau în demnuri sfinte, cei ce predică cuvântul tău, fă-i pe toți veseli, să vadă oricine că noi suntem ai tăi, că tu ne porți grija, că suntem mântuiți, că suntem salvați. Mărească-ți să numele, te preamăresc și-ți mulțumesc și cred că multe inimi vor fi îndreptate, mângăiate, ușurate și umplute cu o stare nouă de bucurie spre gloria lui Iisus. Fii preamărit, Tată, Iisusă și Duhule Sfânt. Amin.